Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la Roșia Montana, suntem cu domnul director rus Dorin și dânsul o să ne spună ce vizităm și ce patrimoniu vom găsi aici. Vă salutăm! Bine ați venit la Roșia Montana, ne aflăm în sediul exploatării miniere. Este un loc emblematic și important pentru Roșia Montana, încă mai avem aici oareșcare bază de date și arhivă și am păstrat și după încheierea activității în anul 2006 un traseu cultural, un acces în subteran la o galerie antică din perioada Imperiului Roman. Apoi, la suprafață, am păstrat evoluția tehnicilor de procesare, metodele vechi, metodele țărănești aplicate multimilenar la Roșia Montană pentru extragerea aurului. Vorbim și despre metodele moderne pe care noi la fosta exploatare le-am aplicat până activitatea a încetat. Avem o expoziție de monumente litice din perioada Imperiului Roman și o frumoasă colecție foto. De fapt, este mineritul aurarilor din acești munți, păstrat în niște imagini artistice și documentare în pavilionul exploatării miniere. Aici este portalul de acces pe care noi intrăm, în subteran și după 5 metri vom coborî pe un plan închinat. Este o galerie mineră modernă care ne conduce în subteran la galeriile romane. În acest moment să știți că este singurul loc de pe planetă unde se poate intra cu cetățeni obișnuiți, cu turiști, la o galerie autentică din perioada Imperiului Roman. Este foarte important numele antic al satului. Deasupra intrării sunt două cuvinte în limba latină. Este numele din perioada Imperiului Roman aceste localități pe care o cunoaștem acum subdunea de Roșia Montană. Apa colorată din mină care ajunge în pârâul satului numește această localitate încă de la 1770, apare sub denumirea de Vereș Potoc Abru Banio pe harta Iosefină a Transilvaniei. Și așa o știm acum subdunea de Roșia Montană, însă Alburnus vine de la Albrudium, de la un cuvânt folosit de localnici, și anume Abrud, Albrudium, pare să că în limba geților sau a dacilor ar fi însemnat aur. Că noi avem în vecinătatea localității Roșia Montană un orășel care se numește Abrud, după cucerirea Daciei el a fost redenumit Alburnus Minor, fiind undeva mai jos, respectiv acestui sat, Imperiul Roman i-a spus Alburnus Minor, a fost un important centru economic al fostei provincii Dacia, această localitate și principalul furnizor de aur atât al acelor vremuri, dar până s-a descoperit America, furnizorul de aur al Europei a fost Munții Apuseni. Noi ne lăudăm cu acest nume pentru că în stânga intrării este redat în marmură, în limba latină, conținutul original al celui mai vechi document, unde pe ultimul rând se poate citi numele satului. La Roșia Montană este singurul loc de la noi din țară, sau să vă zic altfel, din vechea provincie Dacia, unde s-au descoperit tablițe cerate. Pavilionul nostru ne prezintă niște fotografii cu aceste tablițe celate. Noi le avem la Cluj, la București și la Alba Iulia. Sunt și prin alte muzee importante, la Budapesta și Berlin. Noi știm că mai sunt vreo 26 de tablițe celate. Noi le prezentăm celor care ne vizitează o replică cu aceste tablițe, pentru că sunt foarte importante. Sunt niște bucăți de lemn de braț sau lemn de tei. Au în jur de 15 cm lungime, 9 sau 10 cm lățime și sunt așternute cu un strat de ceară neagră. În acest motiv, ele se numesc tablițe cerate. Câte două bucăți de lemn, cum vă prezint aici, constituiau pe vremuri un diptic, însă sunt mult mai cunoscute sub denumirea de triptice, se foloseau trei bucăți de lemn și așa le cunosc și juriștii, se studiază în primii ani la universitățile de drept sub denumirea de tripticele din Transilvania. Aceste documente, aceste bucăți de lemn au fost găsite în galeriile antice de la Roșia Montană, ascunse în vremea războaielor marcomanice. Adică într-o vreme când barbarii treceau prin regiune, oamenii se ascundeau în mină și au dus cu ei și documente importante, printre care sau alte lucruri, printre care și documente, și tablițele cerate au stat în subteran 17 secole, în atmosferă cu temperatură și umiditate constantă. Minerii au început să le scoate la iveală după anul 1790, însă n-au prea știut ce cu ele, le-au distrus din neștiință și nepricepere. Însă unele au ajuns la Theodor Mommsen, un faimos istoric german care le-a citit, le-a tradus și le-a publicat. S-a influențat dreptul civil al țărilor din vestul Europei. Unele au fost citite integral, sunt în limba latină, una singură este în limba greacă, sunt contracte de vânzare-cumpărare, sunt contracte de angajare, sunt acte de credit, a fost descoperite și o listă de bucate în această antică localitate al Burnus Mayer. Aș putea să zic că sunt niște flash-urile antichității sau niște highlight-uri. Am aflat cât costă o casă, am aflat ce au consumat la o petrecere. Cât costă o casă? Da. Spuneți-ne și nouă. Destul de aglomerație în Alburnus Mayer,
cam complicat să echivalăm cu ceea ce este acum. O să vedem la pavilion niște fotografii cu aceste tăblițe cerate și aș putea să vă zic că un miner din Dacia, de pe aceste tăblițe cerate, aflăm că era plătit mai prost decât un culegător de măsline de prin Grecia. Deci minerii din Dacia destul de slab plătiți. Un miner în acele vremuri câștiga în jur de 100 de denari pe an și un centurion 10.000 de denari. Este o diferență mare. Fabuloasă. Noi aflăm ceva de pe stăblița cerată numărul 18 și am putea, mai lacunar, însă aflăm că pe vremea când erau consul ai Romei, Ponțianu și Rufino, cu 8 zile înainte de jumătatea lui februarie, Verzone Beusantis și Darius al lui Verzonis, niște mineri liro-dalmatini care nu știau carte, au apelat la un magistrat. Este o frumoasă formulare. Valerius Firmus a fost rugat să scrie un document care se referă la un teren. Tranzacția s-a încheiat în anticul Alburnus Maior cu vreo 20 de denari. Și data rezultă din context. Este 6 februarie 131 anno Domini. Deci Roșia Montană, sub denumirea de Alburnus Maior, care apare pe 9 tăblițe cerate, este cea mai veche localitate minieră din România. Avem 1893 de ani de atestare documentară. Sunt importante juridic. Baza dreptului civil de astăzi este dreptul roman. Se poate spune că redescoperirea dreptului civil roman s-a făcut și datorită acestor documente. Mai avem din Pompei asemenea tăblițe cerate, însă carbonizate de Vesuviu și pe lângă zidul lui Hadrian în Marea Britanie, însă în Nămol. Cele de aici sunt fascinante, sunt excepționale, sunt interesante arheologic și excepționale din punct de vedere istoric. Deci demonstrăm continuitate și existență multimilenară, deci într-o regiune importantă și tehnico-economic, dar și patrimonial-cultural. O să mergem în subteran să vedem o galerie din perioada Imperiului Roman și o să vorbim acolo despre minerii de altă dată, despre niște profesioniști care știau exact cum să lucreze și mai ales unde să găsească aur. Noi o să vorbim despre o zonă cunoscută, poate din zona istoriei. Imperiul Roman vine la ceva cunoscut, va moderniza, va exploata, la fel se va întâmpla și în continuare vremea regilor maghiari și a împăraților Habsburgi și avem o continuitate excepțională până în secolul 21, când noi vom aplica metode moderne de exploatare. Zăcământul a fost extrem de bine cunoscut, a fost exploatat multimilenar. Deci, noi vorbim de perioada romană, însă nu numai perioada romană. Este aici ceea ce s-a întâmplat înainte și apoi mult până când activitatea se oprește. Partea a doua va fi cu procesarea, cu prelucrarea. Vom vorbi despre zonele de habitat, unde au trăit minerii antici, a căror parte din lucrări le vom vedea și o să discutăm și despre un minerit care a extras metal prețios bazându-se pe inițiativa micilor producători de aur și a familiilor de la Roșia Montană. Este mineritul Ion Agripicianu și al lui John Boxa. Mai târziu și Ovidiu Bârlea pomenește despre cum s-a transmis din generație în generație, din tată în fiu, nu un simplu job. Știți că au considerat că este ceva excepțional în domeniul răritului, să zicem așa, odată miner pentru totdeauna miner. A ajuns la nivel de artă și a tratat cu onoare, cu mândrie, cu demnitate și poate chiar a meritat să arătăm lumii întregi aici la Roșia Montană ce s-a întâmplat multimilenar. O să intrăm în subteran, printr-un amenajament făcut special, se simte aerajul, este o senzație de autenticitate excepțională în interiorul muntelui și este o mină reală, o mină autentică, avem un țiu militar. Cum se zice, înseamnă și gândurile cumva altfel acolo, într-un loc unde, într-o clipă, mina ne-a viața. Și aș mai vrea să spunem că aurul are duh, aurul este protejat, noi spunem vâlvă. Ea este de mai multe feluri, și bună și rea, pe cei lacom și pe cei orgolioși, nu-i mă lasă să iasă, și că fiți atenți dacă intrați, însă pe cei cinstiți și curajoși îi răsplătește și o să ieșim de acolo îmbogățiți. Va trebui să închidem ușa din interior pentru a opri un pic din acest tiraj natural. O să rog ultima persoană care vine în subteran să apropie ușa, după care vom coborâ pe un plan închinat. Este un amenajament extraordinar pe care îl parcurgem în ținută obișnuită, sunt trepte de beton, este o galerie mai largă, mergem cu tot felul de cetățeni aici, de copii, de oameni în vârstă, oricine poate să viziteze în condiții extraordinare galeria.
Deci am ajuns în subteran la accesul galeriilor romane printr-un amenajament remarcat și ceea ce s-a văzut până aici este o lucrare mineră modernă. Am permanentizat acest acces pentru că unele galerii au durat în viață cât toată mina și am vrut să vorbim și despre munca, despre cheltuiala și despre priceperea și dintr-o perioadă modernă, atunci când avem acces la diverse tehnologii, în a realiza un tunel. Și chiar la Roșia Montană, să știți că am putea să prezentăm o evoluție a tehnicilor miniere din antichitate până în trecutul nostru recent într-un singur zăcământ. Așa ceva nu mai există pe planetă. Sunt galerii largi, sunt galerii duble, sunt planuri înclinate, fără trepte, spre deosebire de ceea ce am parcurs noi într-o ținută obișnuită. Avem lucrări nere verticale, se numesc puțuri, se numesc suitoare, coborătoare. Avem camere și stâlpi, se numesc abataje, avem spații largi în acești munți, astfel încât totalizăm peste 100 de kilometri de galerii, de la cel mai de jos etaj până la cel mai de sus, fiind vreo 300 de metri, și în acest moment suntem într-o fază de conservare a zăcământului, păzim și monitorizăm 36 de intrări în acest zăcământ care a fost exploatat multimilenar. Și această fantastică rețea de galerii s-au păstrat peste tot, în toate masivele muntoase, lucrări nere antice. Am putea să zicem că la Roșia Montană în acest moment este cel mai complex, diversificat și bine conservat sistem de mine antice de pe planetă. Noi avem amenajată o rețea destul de scurtă față de ceea ce există la Roșia Montană, însă în același timp o lungime mare, peste 100 de metri de galerie din perioada Imperiului Roman, foarte bine conservată. Această galerie pe care noi o putem vizita turistic a fost descoperită în 1968 cu niște lucrări minere care se află sub noi. Încă exista cercetare geologică la Roșia Montană în acei ani și minerii știau exact despre ce vorba. Apa și materialul mărunt acumulate în galeria antică mii de ani s-au scurs mai jos, a fost o mică avarie. Minerii au descoperit o galerie bine conservată și la nivelul întreprinderii miniere cu niște elimoși și ingineri și cu fondurile din vremurile acelea s-a realizat acest amenajament de unde suntem noi, din subteran spre suprafață, și noi am venit în mină pe o diferență de nivel de vreo 30 de metri. Să pe măsură ce avansăm în subteran, diferența de nivel crește și vom ajunge la 100 de metri sub pământ. Este o mină reală, se simte aerajul, se simte autenticitatea și pe parcursul vizitei vom putea remarca diversele lucrări miniere pe care le-au lăsat exact cum au fost executate. Și o să vedem că nu ne așteptăm să arate atât de bine. Galeria Romană este extrem de bine conservată. Să intrarea originală fiind aval, de unde intrăm noi în sediul exploatării minere cu turiști la peste 100 de metri, este drumul județean și niște gospodării, am făcut pentru a vizita organizat în condiții excepționale cu electrificarea întregului traseu pentru o ținută obișnuită Galeria Romană. Și o să vedeți că schimbăm aspectul în totalitate, vom trece la un spațiu cu totul diferit. Galeriile antice au o frumoasă formă de trapez în secțiune transversală și sunt mai strâmte decât ce vedem aici, un 5 metri pătrați la un 2 metri pătrați transversal și spre deosebire de galeriile moderne care sunt realizate cu ajutorul materialelor explozive, galeriile antice au fost cioplite manual. Dalta și ciocanul cu drugi de fier bătuți cu baroasele în peretele de stâncă și primii vreo 30 de metri o să vedeți că sunt cu pereții foarte uscați și o să înțelegem și tehnica de lucru. Să o să mergem împreună și asta facem și cu cei care ne vizitează într-un loc unde minerii antici au găsit aur. Și asta pe noi ne-a uimit. Și, până la urmă, este interesantă, ne uimește și ne îngrozește tehnica de lucru, ne și încântă. Însă ceea ce este fabulos este strategia minieră. Și pe ansamblu, minele astea, și antice, evident, și ale noastre moderne, au funcționat. Asta este deosebit interesant pentru că după mii de ani noi putem înțelege strategiile minerilor de altă dată. Asta este extrem de valoros. O să mergem împreună până într-un loc unde o să putem exemplifica și tehnicile de lucru, dar și exact cum s-a găsit aur în respectivul loc. Atenție de aici încolo că poate vedem metal prețios. Fiți atenți ce ne ia inima și sufletul, ce gânduri avem când ne trezim în fața unei grămezi mari de aur. Haideți! Deci, suntem în galeria antică deja, am parcurs vreo 30 de metri, cred că am sesizat cu toții că am schimbat aspectul față de intrarea modernă, o permanentizare cu zidărie de bolțari. Am trecut la cu totul altceva, se vede foarte bine această excepțională formă trapezoidală în secțiune transversală, care este una dintre caracteristicile lucrărilor minere antice. Spun că sunt realizate cu grijă și cu tot atât de multă pricepere aceste lucrări miniere, așa cum încercăm noi, într-o perioadă modernă, să asigurăm accesul
și siguranța minelor în subtenan. Deci acești pereți înclinați, de fapt, descarcă presiunea muntelui. Pe măsură ce mergem, am pomenit despre faptul că ajungem la profunzimile zăcământului și avem presiune la tavană. Pentru că pereții sunt ușor înclinați, presiunea se descarcă parțial în lateral și piatra este tare. Atunci în montană avem niște roți stâncoase de tărie medie spre mare. În marea lor majoritate, galeriile nu trebuie susținute și rămân cam cum le-au lăsat minerii. Deci, din aceste motive, datorită formei și a tăriei rocilor, galeriile pur și simplu stau așa cum le vedem aici, de aproximativ 2000 de ani. Este excepțională această vizită și cred că avem cu toții o experiență non-propozițională. Este cu totul altceva decât la suprafață, am simțit aerajul, am simțit umiditatea, sunt exact condițiile pe care le-au avut și minerii antici, însă noi ne plimbăm. Oare cum erau îmbrăcați? Oare ce hrană aveau? Abia ne-am putea închipui cum ar fi să realizăm noi o asemenea galerie prin cioplitură manuală cu dalta și ciocanul. Sunt bătute cu drugi de fier, folosind baroasele în peretele de stâncă. Până la acest loc, pe aproximativ vreo 30 de metri, galeria este foarte uscată. Nu ne așteptăm să arate atât de bine. În multe locuri se văd urmele uneltelor. Noi când analizăm aceste urme, sesizăm direcția de săpare. Deci exact cum venim noi turistic din coasta muntelui, se observă cum a lovit cu dalta. Deci avem direcția de săpare. Intrăm spre interiorul munților. Putem sesiza în pereți niște urme verticale, la aproximativ jumătate de metru. Sunt mai mult sau mai puțin. Funcție de tăria rocii, funcție de unelte și în funcție de forța minerului, cam atâta se avansează în 4 ore, poate în 6 ore, s-ar putea în unele locuri să vedem 10 ore. Aș putea să estimez că de la o urmă la alta este o zi de muncă. Cioplitura manuală de sus până jos era pusă în coșuri de nuiele și transportul se făcea cu spinarea minerilor. Analizăm tehnic galeriile și concluzionăm că au fost realizate de niște specialiști. Galeria este suficient de largă, la 2 metri pătrați transversal, să asigurăm circulația minerilor în ambele sensuri, se descarcă presiunea și sunt suficient de înalte să nu irosim timpul, munca și banul. Sunt atât de bine făcute încât 1500 de ani oamenii n-au mai avut ce să inventeze până au apărut materialele explozive. Și noi, analizând așa galeriile, concluzionăm că de fapt aici au lucrat niște mineri care știau exact ce să facă, sunt oameni angajați și aflăm de pe tablițele cerate, de fapt, despre acești mineri care sunt folosiți inițial și de regii daci, sunt colonizați și de împărații romani, sunt ilirodalmatini din sudul Dunării, sunt tot urmași de tracilor. Este un loc unde astăzi este Croația, Albania și Macedonia, este Costa Dalmatina. Este oameni care și-au transmis din generație în generație meseria și au fost folosiți în toate zonele miniere, inclusiv în provincia Dacia. Aici se cetățenește un astfel de minerit care mai târziu va fi preluat și de regii maghiari și de Habsburgi. Adică oamenii sunt cooptați, sunt cointeresați în extragerea aurului, dându-le drepturi miniere. Aurul este a celor care îl extrag, însă se plătește taxe, impozite și urmete parte merge la stăpân. Și așa s-a transmis din generație în generație arta mineritului despre care noi pomeneam la intrare, că ar fi valoare patrimonial-culturală. Noi vizităm împreună o galerie din perioada Imperiului Roman. Și spunem asta pentru că în pereți sunt niște nișe, se pot observa foarte bine aceste nișe, a căror secret a fost elucidat. Acolo, la circa 1,40 m față de podea, se pune sursa de iluminat. Noi vedem galeriile în splendoarea electricității. Eu vreau să vă gândiți cum ar fi să executăm noi asemenea galerii la lumina unor vase ceramice cu capac și cioc. O să vă arăt aici un opaiț roman. Este un rezervor pentru ulei de măsline. Este o replică, însă atât sunt de mari cele folosite în mină, pentru că aflăm și de la Plinius, un istoric antic roman, că opaițul măsoară timpul de lucru. În acest motiv sunt mici. Nu rezistăm prea mult cu dalta și ciocanul, așa că trebuie să schimbăm minerul care lucrează. O să sap eu primul. Restul minerilor care piatră. Ca să putem lucra cu ambele mâini, punem un pic de argilă și lipim opaițul aici. Ia uitați-vă ce bine înțelegem tehnica de lucru. Deci asta este perioada romană. Acum, eu vreau să vă gândiți la exact la aceleași tipuri de galerii, însă fără nișe în pereți. Și atunci se pune problema iluminatului, pentru că noi, fără lumină, nu facem nimic. Am găsit bachete de lemn rășinos de la torțe. S-au folosit pentru iluminatul subteranului antic și torța din lemn rășinos. S-au găsit lemne de la susținere, pentru că unde roca este moale, s-au folosit pentru
susține lemnul și noi am folosit. Și aceste lemne au fost datate cu carbon 14. Și aflăm despre un minerit preroman. Avem foarte multe galerii antice, nu numai la Roșia Montană. Am vorbit despre un sistem de galerii complex, diversificat, bine conservat și noi avem și la pavilionul expoziției noastre fotografii cu galerii executate cu o altă metodă, foc și apă. Este o altă metodă aplicată în roci mai tard decât ceea ce vedem împreună. Și pe ansamblu, cantitatea mare de aur a dacilor, care nu putea să provină numai din cursurile râurilor și din prezele războaielor, amploarea galeriilor antice din regiune și datările cu carbon 14 pe elemente de lemn din subteranul Roșiei Montane, mai recent realizate, vorbesc despre un mirit preroman. Un mirit care este sub aceeași formă, un mirit pe care am încercat să vi-l prezint ca profesionist aplicat și folosit întotdeauna de imperiu sau de stăpânul locului. Și atunci noi avem perioada romană, să trebuie să ne mândrim cu un mirit, vedeți, care este aici și încă este tangibil. Și asta este fabulos. Este loc pe unde noi ne plimbăm într-o ținută obișnuită și avem o experiență non-prepozițională. Asta este tehnica de lucru. Acum să vorbim un pic despre cum găsim aur, pentru că galeriile miniere încearcă, reușesc sau nu, să ajungă la metal prețios. Da. Asta este interesant, spre deosebire de tunelul. Tunelul reușește să străbate munții, însă galeriile trebuie să ajungă la metal prețios. Și inclusiv aici unde vizităm împreună, minerii antici au găsit aur. În momentul de față nu-i mai caltă dat. Însă cămintele, în general, se epuizează și aurul nu se mai regenerează. Aurul nu mai crește cum crește pădurea. Și odată extrase zonele bogate, ele se epuizează. Și atunci, încet, încet, unele zăcămintele trebuie închise, unele poate să descopere noi tehnologii și pot continua exploatarea. La Roșia Montană, cel puțin de 100 de ani, se pune problema exploatării masive a zăcământului, deoarece vedem împreună, în jurul nostru, nu mai vedem aproape nimic. Ochiul liber este o piatră seacă, însă noi o considerăm mine reu, adică are ceva substanțe minerale utile, însă metalele prețioase sunt diseminate, adică sunt împrăștiate în toată masa de rocă și într-o tonă de material din jurul nostru, în tavan, în pereți și în podea, avem un gram sau două de aur. Sunt 6 până în 10 grame de argint. Asta am aflat și noi. Și încet, încet, datorită cercetărilor și explorărilor, prospecțiunilor realizate în zăcământ, vom stabili, hotărâ o exploatare la suprafață. Nu se poate începe curând pentru că sunt mulți proprietari de mine, sunt acești mici producători de aur care până la 1948 s-au opus începerii unei exploatări la suprafață pentru că li se deranjau concesiunile. Abia după 1948, după ce s-a interzis mineritul particular și acest mic producător de aur dispare, se pune din nou problema exploatării la suprafață. Sunt datorită unuia dintre munți, care a fost un monument istoric, nu s-a putut începe exploatarea. Abia în 1970 începem noi primele explozii și încet, încet vom abandona activitatea din subteran. Și o viitoare exploatare minieră se va concentra pe toată masa minieră, pentru că tot ce vedeți în jurul nostru este mineralizat mai mult sau mai puțin, un gram, două aur la tonă, 6-10 de argint, totalizează 300 de tone de aur și peste 1000 de tone de argint. Deci orice viitoare exploatare minieră trebuie să se gândească la cât și cum exploatează, evident ce rămâne după. Însă atât minerii antici cât și minerii moderni au căutat, au găsit sau extras zonele bogate. Și aici unde ne aflăm împreună, minerii antici au găsit o astfel de zonă. Există deasupra noastră o crăpătură. Această crăpătură, în locul unde ne aflăm noi, are extindere pe orizontală. Însă vă puteți închipui aceste crăpături cu extindere pe verticală, adică ne putem închipui că ele au ieșit la suprafață și aurul s-a găsit pe vârful muntelui. Noi spunem că un astfel de zăcământ a aflorat. Aurul s-a găsit în cursurile râurilor și noi știm și de la Herodot că pe malul râului mari streau agatâri și frumoși fizic cu mult aur. Aurul se găsește în cursurile râurilor, aurul se găsește pe vârful muntelui și apoi se găsește în interior. De multe ori avem astfel de crăpături cu extindere pe orizontală sute de metri. Noi lumini filoane aurifere. Minerul îi spunea pe vremuri vână. Seamănă cu venele corpului omenesc. Sunt extrem de mineralizate și aurul se vede cu ochiul liber. Asta căutau minerii antici. Frecvențe găseau, și noi am căutat, frecvențe găseau bucăți mari de aur, de 3 kg sau de 10. Asta căutăm. Cum ajungem la ele? Foarte interesant acest aspect. Vedeți că încerc să transmit cum au funcționat aceste mine. Știau topografie și geomorfologie. S-ar părea că da. Cunoșteau rezistența rocilor.
mineralogie și petrologie. Dintr-o simplă privire știau dacă e aur sau nu. În acest loc, minerii antici, cu această galerie, au descoperit un filon aurifer. Este un exemplu clasic pe care noi îl vedem împreună cu toți care ne vizitează și putem transmite tehnica de lucru și strategia. Deci o astfel de galerie trebuie cioplită perpendicular pe zona bogată. Înseamnă că avea o coroborare între vegetație și mineralizație cumva. Se spune că dacă pe munte crește mesteacăn și cimbrișor, în interior este aur. Există legătură între vegetație și mineralizație, însă noi cred că am pierdut legătura cu Dumnezeu, cu natura și cu noi înșine, ne bazăm, cred că, prea mult pe science. Noi luăm analize geochimice, știm din cărți ce înseamnă zăcământul. Să pe vremuri, minerul tânăr avea un schimb de opinie cu minerul mai vârstă. Dacă nu brumă, la prima brumă în timpului rece, există o căldură specifică a acestor zone bogate, a aurului, de fapt, care se transmite la suprafață. Și asta înseamnă geomorfologie și topografie. Și asta este uimitor. Am găsit în subteranele Roșii Montane juncțiuni în mină. Deci se pleacă dintr-o parte a muntelui și în cealaltă se întâlnesc în subteran. Noi, de multe ori, chiar și cu tehnici moderne, avem deviație pe subteranul Mânecii, la metrou, nu ne întâlnim, plecăm dintr-o parte. Se înseamnă o fabuloasă experiență care a fost transmisă generațională. Evident că minerul mai tânăr învăța și în subteran cum se execute galeria, să nu se surpe, unde și cum se deosebească mineralizați. Și aici este uimitor că au găsit filonul. Deci s-a cioplit dinspre vest spre est, pentru că să știți că în acest munte, aceste zone bogate au o direcție aproape nord-sud. Și când îl întâlnim pe primul, le luăm pe toate. Și o să vedeți că o să mergem pe urma minerului antic exact pe aceste zone bogate, până într-un loc unde am continuat noi cu galerii de cercetare și am constatat că la 200 de metri spre nord nu este aur. Sub noi la 60 de metri, 100 de metri nu confirmă și la 100 de metri deasupra noastră deja este suprafața și e destul de puțin. Deci știau exact cum să sape și mai ales unde. Și ceea ce noi vedem împreună este experiența, aș putea să zic, a miilor de ani de minerit. Pentru că noi suntem spre baza munților și exploatările încep dinspre vârf spre bază. Și deja aici este perfecțiunea mineritului antic. Ei vedeau aurul cu ochiul liber. Eu acum aș vrea să vă gândiți cum deosebim noi metalul prețios, la lumina lămpilor, la lumina opaiților, de o mineralizație care îl însoțește. Eu am aici o bucată cu ceva, ca să exemplificăm, să arătăm tuturora ceva ce se vede cu ochiul liber. Este diferit de ce vedem în jurul nostru. Da? Deci am vrut să atrag atenția că mineralizația în momentul de față este diseminată. Deci nu mai vedem ce vedeau minerii antici. Asta căutau ei. Acum vreau să se gândească toată lumea cum dintr-o simplă privire noi știm sau nu știm dacă e aur sau nu. Nu tot că ea lucește. Adică nu tot ce luce este aur, așa e. Nu? Da, aurul pare că nu strălucește, lucește. Deci noi, dintr-o simplă privire, ne vizitează și specialiști, și geologi, și colecționari și ne se spune dintr-o privire că aici este pirită. Este pirită. Sulfură de fier. Seamănă cu aurul excepțional. Însă îi spuneau pe vremuri aurul minerului nepriceput sau, ca să nu zic așa, aurul prostului. Adică aurul trebuia transmis cumva învățat, râdeau de cei care încearcă să valorifice așa ceva drept aur. Vă recomand prin diverse muzee să vedeți pepite excepționale. La Muzeul Aurului de la Brad, în Munții Apuseni, avem 1000 de bucăți de aur. A fost cea mai bogată mină de aur din acești munți. Eu îl consider de talie mondială. În Europa nu o să mai vedeți așa ceva. Sunt 3 vitrine cu aur de la Roșia Montană. Sunt și la Cluj, sunt și la Baia Mare, sunt și la Sibiu, sunt Tucson, Washington, Londra, Viena. Nu sunt mari. Pepite aurifere rămase în muzeele noastre, aur nativ, așa l-au scos minerii din subteran, așa l-a lăsat Dumnezeu în aceste zone bogate, este extrem de valoros, însă, în general, aurul s-a transformat în bijuterii, în bare de aur și în monede. Deci, noi avem niște fotografii la pavilion, poate am meritat să avem și noi aici o colecție mineralogică sau o colecție de aur nativ, însă eu vreau să exemplific că se vede ceva cu ochiul liber. De o simplă privire și minerul de pe vremuri știa. Însă ei învățau că atunci când lovim cu ciocanul și s-ar scântei, este sulfură de fier. Dacă e pe bucățică de marmură, rămâne urmă maronie, când încercăm să scriem ceva, este tot sulfură de fier. Aurul e mai moale, este mai mat, pare că lucește, nu strălucește. Și așa aveau ei un schimb de opinii, această împărtășire a cunoștințelor. Și să știți că totdeauna ei își aminteau că Dumnezeu ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt tot ale Lui, ne se spune la Cartea Psalmilor. Să știți că așa tratau pe vremuri activitatea asta de extragere a aurului, tot timpul intrând în subteran și cu conștiența nesiguranței vieții, zilnic intrând cu așa ceva, pentru că deasupra noastră nu avem cer, zice limbiul minerilor, așa e viața de miner, păstorul și agricultorul are o altă ambianță, și un loc de muncă diferit. Și din acest motiv ei se întrajutorau, se împărtășeau cunoștințele și lucrau în echipă. Și asta este
pe ansamblu vedeți arta mineritului, care o atingem cumva prin plimbarea asta, aș putea să zic, atingem istoria. Așa este. Aici este cumva secolul II. Și asta trebuie pus în balanță cu ceea ce ne reprezintă valoarea tehnico-economică a zăcământului. Încă el este aici, încă este o resursă. Deocamdată nu avem o strategie, am intrat într-o fază de așteptare, o fază de conservare. Partea patrimonial-culturală așteaptă, evident, un viitor mai glorios, noi, destul de modest ce mai încercăm noi aici să arătăm, potențial există și așteptăm și un plan de management. Vom merge să vedem toată galeria și apoi o să ne întoarcem să facem și o prelucrare a minereului, să vorbim despre tehnicile de extragere aurului, atât din minereul mai puțin bogat sau din cel foarte bogat de pe vremuri. Da. Până în acest loc vizităm turistic subteranul Roșie Montane, să se observă că lucrările minere se continuă și aici, fața noastră și mai sus, se văd și în celelalte direcții galerii. Munții sunt găuriți, sunt perforați, sunt exploatați peste tot. 90% dintre galeriile de la Roșia Montană sunt din trecutul nostru recent și am putea să spunem că ceea ce avem în jurul nostru este urât. Nu ne așteptăm ca lucrările moderne să arate așa, spre deosebire de galeriile antice, care sunt perfecte și făcute cu multă grijă, dar sunt și frumoase. Peste tot în acești munți am pomenit despre faptul că am găsit 2 metri, 3 metri, 10 metri, totalizăm câțiva kilometri de lucrări minere antice într-o amploare excepțională, încă în multe locuri accesibile. Noi am vizitat împreună un munte care se numește Orlea, pe minimele explicații din subteran, care le poate vedea toată lumea, se face referire la acest munte. Noi îl considerăm numărul 3 ca importanță și încet, încet am abandonat activitatea și din acest motiv s-a și realizat traseul cultural. Ați văzut într-o ținută obișnuită o senzație de autenticitate excepțională. Se observă diferența între galerii și insist asupra acestui lucru că, de fapt, despre asta e vorba la Roșia Montană, o evoluție, o aplicare a diverselor metode din antichitate până în trecutul nostru recent. Și asta se constituie, de fapt, în primul palier al peisajului cultural de la Roșia Montană, această fantastică rețea de galerii. Un alt palier este, aveți și niște fotografii acolo, cum arăta centrul istoric, excepțional, este la un kilometru a monte de sediul exploatării minere, unde sunt peste 40 de case de patrimoniu. La Roșia Montană avem fostă școală germană, fostă școală maghiară, este o comunitate multietnică și multireligioasă încă din antichitate, sunt 5 biserici de confesiuni diferite. De fapt, centrul istoric rămâne cumva înghețat într-o fază incipientă de urbanizare. Asta ați putut sesiza că e un mic Sibiu, un mic Brașov, un mic Cluj acolo când ajungem și ar merita arătată, renovată. Noi avem cam cum era într-o vreme când era locuit. Avem fotografii istorice din vremurile când în centrul istoric erau și oamenii stăriți care au construit, evident, de pe urma extragerii aurului, școală, biserică, case. Deci mineritul, de fapt, a avut suișuri și coborâșuri. Au fost de lungul timpului familii stărite, au fost chiar cazinouri, au fost perioade de decădere a mineritului, mai ales după Primul Război Mondial. Avem iarăși niște perioade de revenire după anii 50, când se intensifică activitatea. Sunt aici aduși profesori, medici, ingineri. Avem 1000 de locuri de muncă la exploatarea minieră. Apoi iarăși intrăm într-un coborâș după 1989. Iarăși revenim cu o speranță de mai bine a datorită unei posibilități de a investi capital. Din nou nu se întâmplă, iarăși suntem într-un coborâș. Așa este într-o zonă minieră. Dar, de fapt, vedeți, asta este valoarea patrimonial-culturală care acum are o șansă. Adică, până la urmă, degeaba Roșia Montană a fost inclusă în patrimoniul mondial. Noi am avut de mult nota 10. Acum noi considerăm că includerea în patrimoniul mondial acordă nota 10 cu steluță. Asta ne onorează, ne obligă cumva să facem și un plan de management acestui sit care, în primul rând, să arate această fantastică rețea de galerii și apoi, desigur, și ceea ce înseamnă suprafața. Nu numai centrul istoric, însă intrările mine, munții Golași, ceea ce înseamnă frumusețea naturală a munții Apuseni, că noi ne aflăm în munții metalifere, în munții Apuseni de Sud, și împreună cu povestea locului, asta este un storytelling pe care toate muzeele încearcă să-l spună, fac patrimoniul mondial, care e aici prezent, însă cred că trebuie activat, trebuie finanțat și de asta trebuie atașat, mai ales de cei tineri, și asta și prin ceea ce prezentăm aici, spune un pic inima acolo și sufletul la aceste lucruri care sunt importante și vedeți că inclusiv Roșia Montană dăm un pic de ancoră în istorie și să ne poate face să trăim și cu demnitate.
Remarcați apa roșie, noi am pomenit de roșia asta montană. Da, o vedem în mină, ea este prezentă, vine în subteran, în zona Munții Apuseni, este o zonă umedă, avem o apă colorată. Avem o zonă unde s-a exemplificat o susținere în lemn. Să știți că atunci când s-a intrat prima dată, după mii de ani, în subteran, pe traseul pe care noi l-am văzut împreună, s-a descoperit lemn antic. Noi am refăcut susținerea pentru a demonstra că și minerancii cunoșteau faptul că în zonele cu rocă moale, se observă aici că avem niște roci moi, dacă nu facem susținere, galeria intră în colaps. Și atunci am refăcut, după metoda antică, susținerea. Deci și noi practicăm aceste metode. Sunt cele mai ieftine metode cu lemn, mai ales în galerie de cercetare. Și în atmosfera cu temperatură și umiditate constantă a subteranului a rezistat atât lemnul antic de la susținere, să nu am vorbit și despre tăblițele cerate. Din aceste motive s-au putut păstra lemnele atât de mult în subteran. Însă în momentul în care deja intră aerul proaspăt, această susținere se observă care și niște ciuperi că trebuie înlocuită după câțiva ani. Însă prin asta vrem să spunem că minerii antici erau extrem de pricepuți. Am vorbit despre tehnicile lor de lucru, despre strategiile minere, însă la Roșia Montană avem, vedeți, extrem de complexă exploatarea aurului și toată lumea, și specialistul și nespecialistul, rămâne uimit despre faptul că aceste mine, noi am mai și discutat, au funcționat. Și, de fapt, asta este valoarea patrimonial-culturală a unui minerit care este perfect înțeles și tangibil după mii de ani. De multe ori rămânem uimiți în această era tehnologiei despre ceea ce știau. Dar actual, mineritul actual, cum se practică? Mineritul actual se practică și în subteran, asta da. Depinde de conținuturile în substanțe minerale utile. Sunt niște limite și se fac niște calcule. Evident că atunci când e mai costisitor în subteran, mai depinde și de tipul de zăcământ. În cazul în care avem un zăcământ la adâncimi mari, atunci vom merge cu lucrări miniere verticale, să mergem puțuri și vom face o exploatare în subteran, dacă este rentabilă. În cazul Roșiei Montane s-a aplicat exploatarea subterană, pentru că a fost ușor și ieftin și din cantități mici de piatră se scotea mult metal prețios, cu toate că și minerii antici, noi avem și aici exemplificate, au lucrat pe vârful munților cu un fel de metodă de exploatare la suprafață, dar tot cu lucrări miniere specifice subteranului. Pentru că ei căutau zonele extrem de bogate și asta se extrageau cu mici galerii, cu intratul în spații strânte, chiar și cu copii, o să vedem fotografii la pavilon. Și apoi, ulterior, pe măsură ce mineralizația bogată se epuizează, se va lua o hotărâre de a începe la suprafață. Asta înseamnă că se fac derocări cu material exploziv sau, de exemplu, sunt cazuri în care se poate lua cărbunele. În bazinul Oltene se taie cărbunele direct din zăcământ cu excavatoare cu rotor. Depinde de tipul de zăcământ. În cazul nostru facem explozii, încărcăm cu excavatoare sau cu autoîncărcătoare, transportăm cu camioanele, deci facem o exploatare din ce în ce mai mare sau luăm cantități din ce în ce mai mare de piatră, că scoatem puțin aur și atunci trebuie să vedem referitor la costuri. Asta înseamnă un minerit poate fi modern și în subteran, de exemplu, minele de aur din Africa de Sus sunt la adâncimi de mii de metri și se exploatează subteran. La fel și diamantele care se formează la adâncimi mari, deci mineritul se practică în lume. De exemplu, în domeniul aurifer, cred că în jur de 300 de zăcăminte care sunt în cercetare, în exploatare, lumea practică acest minerit. Acum, sigur, depinde și în ce zonă. Dacă este, cum în cazul nostru, patrimoniu mondial, este o zonă populată, este o zonă cu natură. Deci toate lucrurile astea trebuie luate în considerare și, evident, mai multe mici luminate se pun la oaltă și văd ce rămâne după exploatarea minieră. Să știți că abia din a doua jumătate a secolului 20 se pune problema mediului în cazul mineritului. În toată Europa și bazinul Rurului a fost negru de multe ori și minele noastre până anii 60 și toate exploatările miniere deversau direct în emisar. Încet, încet a început să se armonizeze legislația, să nu mai afectăm cât de mult se poate mediul. Apare autorizația integrată, deci noi intrăm în Uniunea Europeană și sunt o grămadă de reglementări referitoare. Nu că mineritul este interzis, nu. Însă el trebuie practicat și aplicate cele mai bune practici miniere, astfel încât să fie și eficient, să nici nu se distrugă. Acum, mineritul afectează toți factorii de mediu. Trebuie să ne mai și asumăm niște lucruri, că altfel nu mai facem absolut nimic. Nu putem să suntem eco-influencer și IT-și cu toți, ca să zic așa. Adică trebuie să mai săpăm și în grădină. Vrem să avem o viață și eu, cât de cât comod, altfel. Chiar nu se mai facem. Să vedem ce se poate întâmpla după. Putem să ne asumăm și niște, în cazul ăsta, al întâmplării unor, știu eu, lucruri care nu sunt conforme. Însă asta deja deviază față de ceea ce noi am vorbit despre acest minerit și valoare
patrimonial culturală pe care noi o atingem aici, o vedem și am încercat să prezentăm această complexitate și valoarea unui minerit care într-adevăr ar merita arătat lumii întregi și am zis că nu degeaba până la urmă avem patrimoniu de talie mondială. Ieșim pe același traseu, se observă galeriile peste tot în splendoarea electricității, sunt bine conservate, se vede și canalul evacuare apelor, se vede aceeași formă trapezoidală, încă o dată urmele uneltelor. Gândiți-vă că pur și simplu pare că nu de mult au plecat minerii de aici. Asta este inedit, da? Adică noi suntem în secolul 2 în acest moment. De fapt, când ieșim la suprafață, e secolul 21. Aia este ceva. Avem aici la suprafață niște utilaje, niște instalații și niște mașinării. Sunt amplasate în zona de intrare în subteran și prezentăm oarecumva, discutăm și despre tehnicile de procesare. Sunt foarte importante la un operator miner și mai ales pe măsură ce timpul trece, cred că este cea mai costisitoare etapă a mineritului modern, dar și cu multă muncă, indiferent că folosim roboții sau diverse tehnici. De aceea se pune problema distrugerii munților. Noi am și vorbit pe parcursul vizitei noastre despre exploatare la suprafață. Însă, mii de ani s-a lucrat la Roșia Montană cu galerii. Noi avem și aici exemplificată o intrare în mină. Asta înseamnă galeria de coastă. Așa au intrat și minerii antici cu astfel de galerie, însă în adâncime, la peste 30 de metri, cu galerii, se observă și pe vârful muntelui, în fața noastră, un masiv muntos, cu haldele sterile, da? Munții Golaș, acolo sunt urmele exploatărilor din diverse perioade de timp. Asta a fost, vedeți, ușor și ieftin la Roșia Montană, pentru că după câțiva zeci sau câțiva metri, pur și simplu se ajungea la zona bogată. Piatra scoasă la gura galeriei era prelucrată cu niște unelte pe care oamenii le-au folosit și pentru mărcinatul grânilor. Este vorba despre un mojar și o râșniță, deci minereu foarte bogat cu aur vizibil, era spart cu ciocanul și sfărâmat manual. O gaură mai largă ne permite să introducem minereul la contactul dintre două bucăți cincișe de rocă, se numește râșniță, are niște mânere metalice și minereul se transformă în nisip. Scopul nostru prin sfărâmare și măcinare este să desprindem aurul din piatră. Și apoi cu o metodă veche pe care o știm și de prin diverse filme, spălăm nisipul aurifer, cunoaștem numele de panning gold, însă noi îi spunem shaitroc, este o unealtă chiar frumoasă și elegantă, este largă și teșită la un capăt, este înaltă și îngustă la celălalt și cu această troacă prin mișcări de rotație și de tranzacție succesivă, deoarece aurul este greu, se separă de nisip. Acest aur este colectat sub formă de firișoare, lămele, dendrite, paiete, frunze, se plătesc minerii, se fac cumpărăturile, se construiesc școală și biserică. Și așa venim din generație în generație, inclusiv cu familii înstărite care ne lasă în centru istoric și în localitatea Roșia Montană diverse construcții și, am zis, valoare. Alături de aceste unelte tradiționale, unelte țărănești, se folosesc și, de fapt, cele mai reprezentative utilaje ale mineritului tradițional sunt așa numitele șteampuri. Noi avem în cinta complexului muzeal de la Roșia Montană la suprafață două replici, sunt identice constructiv, sunt în mărime naturală, diferă numărul de grinzi montate în baterii de câte 3. Se observă niște grinzi de lemn montate în baterii de câte 3, care vor fi acționate cu ajutorul unui ax cu came legat la o roată cu cupe. Utilajul se numește șteamp cu săgeți de lemn. Aceste grinzi de lemn se numesc săgeți și cuvântul șteamp vine de la ștampfe în limba germană, care înseamnă a pisa, a măcina. Roata cu cupe este legată la un ax cu came. Uite, putem sesiza că utilajul este realizat inginerește. Forța motrice, da, a utilajul este apa, vine din lacuri artificiale. În bazinul hidrografic superior a Roșiei Montane sunt 7 lacuri din perioada împărătesei Maria Tereza Austriei. Localnicii le numesc tăuri, de la toa în limba maghiară, milac de munte. Ele fac parte, vedeți, din peisajul minier de la suprafață. Și atunci, pe Valea Roșiei Montane, în cascadă, aceste utilaje vor fi alimentate cu un debit de aproximativ 1000 de litri pe minut, deci ne trebuie debit. Fără apă nu merge utilajul, deci și forța motrice, dar și măcinarea se face umed, la fel cum procedăm și la mojar și la râșniță. Și pe principiul de ciocan și nicovală, grinzile ridicându-se alternativ la partea inferioară, pentru că este o rocă mai dură, se face măcinarea. Și într-o săptămână, un astfel de utilaj zdrobește circa 3 sau poate chiar 5 tone și prin spălarea nisipului orifere tot pe metode gravitaționale se obține câteva grame de aur, poate câteva kilograme. Și, de fapt, apelativul de mină nu înseamnă numai galeria, ci înseamnă
toată infrastructura care ne ajută să extragem metal prețios. Și așa s-a transmis din generație în generație. Poate utilajul să fie moștenit, poate să fie cumpărat, acțiunile la mină se pot transmite în continuare din generație în generație și pe așa ceva se bazează extragerea aurului pe inițiativa micului producător de aur. Mai ajunge cu aceste metode la un nivel de tehnică europeană preindustrială. Încet, încet însă, sigur, vor trebui să-și crească capacitatea de procesare, lumea se modernizează și se duce motorul. Însă micul producător de aur nu reușește în acești munți să adune capital. După primul război mondial, militul a decăzut, aurul s-a plătit mai ieftin la București decât la Bursa Londrei, dinamita este scumpă, zonele bogate nu se mai găsesc și micul producător de aur nu prea știe ce să facă cu mineralizația diseminată. Vor insista peste tot, așa se înmulțesc asociațiile miniere și aflăm din documente de arhivă de sute de asociații miniere în toată zona munților metalifer, a munților Apuseni de Sud, însă acest mic producător de aur nu mai are șanse și 1948 va interzice prin naționalizarea tuturor mijloacelor de producție acest mierit tradițional și pur și simplu utilajele dispar. Noi le mai avem prin câteva muzee și la Sibiu avem unul chiar autentic de la Roșia Montană, este în zona morilor de măcinate, acționate cu apă, la muzeul Astra, este de aici, din zona munților Apuseni. În Germania, la 1560, se vorbește de Dacia, se vorbește de acest mierit care este european și este sursă de inspirație pentru utilajul de fier. Deci vom evolua și cu tehnica de prelucrare. Va trebui să creștem capacitatea de măcinare, însă micul producător de aur nu își permite decât rare ori un utilaj de fier. Noi aici la Muzeul Militului de la Roșia Montană avem un utilaj autentic, de la sfârșit, reprezentativ pentru sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. L-am dat într-un muzeu după 1969. O să vedeți că este un exemplar englezesc. Pe una dintre piue se poate citi, sau una dintre cutiile unde lucrează grinzile de lemn, se poate observa că este Erith England, este Fraser & Chalmers Limited, însă putem compara cu utilajul de lemn, este aceeași metodă, axul cu came se ridică la partea superioară și vom folosi un motor în partea opusă, avem un ax cu șaibe de curea, mișcarea de rotație axului cu came se primește de pe sol, de la un motor electric, motor termic sau motor cu aburi. În California apar prima dată, sunt și încetățenite sub denumirea de șteampuri californiene. Este pe același principiu cu utilajul tradițional, însă mult mai performant. Un astfel de utilaj zdrobește la 24 de ore 10 tone de piatră față de utilajul de lemn care macină câteva tone pe săptămână. Și avem și niște explicații cu toată funcționarea unui astfel de utilaj, însă niște imagini edite 1930, Gura Roșie înseamnă intersecția cu drumul național la Brooklyn-Pen, se observă cât de curată este uzina cu deservenții și supraveghetorii. Astea sunt exact de la exploatarea mineră a statului de la Roșia Montană, care inițial a lucrat cu utilaje țărănești. Deci, la 1852, minele statului au lucrat cu șteampuri de lemn. Este o evoluție și în procesare, în prelucrare, este o evoluție și în exploatare. Și așa vedeți, avem un minerit antic, medieval, modern și recent. O modernizare serioasă a întregii proceduri, dar și a exploatării la suprafață se întâmplă după 1970, când activitatea din subteran este abandonată și vom începe undeva să exploatăm la suprafață. Pavilionul nostru de la Muzeul Militului Alifer ne prezintă o machetă cu munții și o să vedeți și niște fotografii, chiar și cu rețeaua de galerii din subteran. Avem o moară cu bile, Ganz, Budapest, 1939, măcinăm câteva zeci de tone de piatră pe oră. Ideea este aceea de a face minereul făină pentru a desprinde aurul fin. Vorbim despre un aur de 9 microne, astfel încât piatra trebuie să facem 0,074 mm, tratăm cu substanțe chimice, procedura se numește flotație, aurul fin este colectat pe o spumă consistentă care se filtrează și obținem nisipuri aurifere care necesită tratament inclusiv cu cianură. Am folosit în Munții Apuseni aceste procedee, noi le prezentăm pentru a vorbi despre un mierit pe care noi l-am practicat, l-am aplicat, însă am putea zice că n-a fost nu știu cât de economic sau de profitabil. Una este gândirea netă de 89, alta este după, una este subvenționarea activității de extragere a aurului, alta înseamnă profitul. Încercăm și noi să creștem capacitatea de procesare, nu reușim, investițiile sunt modeste, noi vom folosi alocațiile bugetare, minele au fost cu capital integral de stat, am încercat să atragem unor investitori străini, au reușit să ajungă, însă capitalul străin n-a putut fi pus la lucru. Din ce în ce mai complicat, cheltuieli mari, utilaje învechite, am putea să vorbim de un management de
defectos, despre birocrație și nu numai aici. Încet, încet minele vor fi închise, dar nu dintr-o dată. Vom disponiza personal, vom avea cheltuieli din ce în ce mai mari și vor lua hotărâri, vor adopta hotărâri de guvern pentru închiderea operatorilor miniere, nu numai aici. Speranța este în continuare și după închiderea încet, încet din mai multe zone a operatorilor miniere într-o investiție de capital străin care să modernizeze fosta exploatare. Nu ar fi fost ceva nou. Am vorbit despre exploatarea suprafaței, despre folosirea substanțelor chimice toxice și periculoase. Noi, la zona nord a țării, la Baia Mare, turnam lingouri. Am ajuns să nu mai extragem niciun gram de aur din surse proprii. Din păcate, Banca Națională din anul 2002 nu mai tezaurizează aur și investițiile sunt lăsate pe seama unor investitori pe care încă mai așteptăm. Din păcate nu s-a întâmplat și rămânem blocați. Zăcământul este în conservare, pază, monitorizare, partea culturală încă este sub restaurarea, ceea ce vedem noi aici împreună a minelor statului, potențialul este în jurul munților, să avem nevoie și de un plan de management și de o hotărâre referitoare la posibilitatea sau nu a unei exploatări miniere. Este într-o așteptare această decizie și referitoare la exploatarea minieră, dar și la partea patrimonială culturală. Deci, maxim, aceste metode, am putea zice că sunt neprofitabile, dacă ne gândim la profit, nici pomeneală. Deci, vedem dacă merită sau nu merită pentru viitor investit pentru o astfel de exploatare. Am păstrat și un lapidarium construit în timp. Sunt din zonele de habitat unde minerii antici au locuit, au avut necropole, au zone sacre, noi am descoperit în timp pe teritoriul localității și am reușit aici la exploatarea minieră să păstrăm acum în condiții foarte bune, chiar profesionist prezentat acest lapidarium. Are 7 monumente funerare, deci cele mai mari sunt din necropole. Ele sunt cunoscute, sunt în jurul munților aceste locuri unde au trăit minerii. Și foarte multe din cele mici sunt din zone sacre. Asta dovedește comunitatea muntienică și multireligioasă. Mai rar într-un astfel de sat, compus din niște cătune, de fapt, unde minerii treau pe etnii să se venereze mai mult de 3 zei. În Alburnus Maior s-a găsit venerat aproape întreg panteonul greco-roman, de la A la Z, Apollo, Mercurio, Jupiter, Diana, Silvanus, avem nimfele și zeul soarelui venerat. Inedite și interesante ar fi pe viitor ca aceste zone să poată fi accesibile și vizitabile. Sunt destul de bine conservate. Avem una mai frumoasă aici cu medalion funerar. Da, aici. Probabil că a fost o familie mai înstărită și mai scumpă decât celelalte. Avem și 2 lei care păzesc mormântul. Se numesc lei apotropaici. Sunt lei care păzesc mormântul de duhuri. Deci și-au permis 2 lei să păzească mormântul. Avem toată familia, vedeți, cu medalion funerar. Se citesc că și aici și în alte părți a Imperiului Roman, Dis Manis, apare acest DM, Dis a fost zeul infernului. Și atunci citim zeilor morții. Ne poate citi numele și cine a plătit sau respectiv și vârsta. Aici, în cazul ăsta, avem Alexander Gai și un Vixit Anos, o vârstă de 40 de ani, posuit, ridicată de Caius, fiul lui Alexander Gai. Deci, de obicei, citim numele și vârsta. Expoziția pavilionară de la Muzeul Minerilor Roșia Montană se află în fostele birouri ale exploatării miniere. Am păstrat aceste grădini emblematice și importante. Noi ne aflăm în prima sală cu macheta zăcământului de la Roșia Montană. Ne aflăm la baza munților aici, ne aflăm noi în acest moment. Se observă principale corpuri muntoase ale zăcământului cu exploatare la suprafață. Ceea ce vedem pe macheta aici, unde avem exploatarea la suprafață, este 1981. Astăzi groapa în cariere sau ampriza este un pic mai jos și s-a atacat și în cea munte o feliuță. Se pot observa pe machetă intrările mină, sunt foarte multe locuri aceste galerii. Noi încă avem în momentul de față peste 30 de intrări în subteran, deci munții se prezintă extrem de exploatați în interior și apoi cu exploatarea la suprafață care retrage utilaje în anul 2006 și rămânem cu zăcământul aurul argentifer de la Roșia Montană în pază, conservare și monitorizare. Înainte însă de a începe exploatarea la suprafață, munții au fost cam de aceeași înălțime și au fost exploatați în regiunea asta unde avem astăzi cariera deschisă cu niște galerii pe care noi le mai avem aici în prima sală a expoziției pavilionare sub formă de fotografii alb-negru. Puteți observa aici în prima sală aceste galerii, vedeți, sunt niște galerii eliptice cu pereții neteți și afumați. Putem să facem deosebirea față de galeria pe care am văzut-o împreună, acea galerie trapezoidală, cioplită direct cu Dalta și Ciocanul, spre deosebire de aceste galerii care, vedeți, sunt cumva la suprafață, sunt cumva pe vârful muntelui.
Și avem detalii cu vârful muntelui, avem imagini dinspre versantul sudic, avem aici în prima sală aceste detalii, vedeți galeriile astea eliptice, sunt diferite de ceea ce noi am văzut împreună, aici avem și forma trapezoidală a galeriilor antice pe care noi am văzut-o astăzi împreună. O să faceți diferența între această formă de trapez, noi am pomenit-o că a fost cioplită direct cu dalta și ciocanul, și aceste forme, vedeți, eliptice, pe care le avem și în subteran, însă le avem și pe vârful muntelui, în aceste zone, vedeți, aproape de suprafață. Se încălzea roca cu foc, deci în aceste zone unde avem galeriile eliptice, roca este încălzită cu foc 4-5 ore și apoi este aruncată apă rece cu oțet brusc. Roca se crapă și apoi se cioplește pe direcție. Observăm că între galerii sunt niște planșee care se surpau voit. Au rămas niște caverne pe care numai în aceste fotografii le mai avem și poate prin niște lucrări de specialitate care îngrozeau și uimeau privitorul. Nu prea știa lumea ce este cu aceste caverne, aceste doline extraordinare. S-a calculat volumul spațiilor goale și s-a constatat că perioada de ocupație romană ar fi prea scurtă pentru a realiza atât de mult cu tehnica timpului. Observăm și aici într-o fotografie cum urcă minerii cu scara în aceste caverne să caute metal prețios. Observați că sunt niște spații imense, sunt niște spații goale, putem spune de sute de metri înălțime și diametri mari de zeci de metri. S-a constatat deci, că perioada romană n-ar fi putut realiza atât de mult cu tehnica timpului și noi numim aceste spații galerii daco-romane. De fapt, vedeți, încă e dovedită activitatea antică aici, numai de perioada romană și de perioada preromană. Am vorbit despre iluminatul subteranului. Noi chiar avem aici o fotografie cu un opaiz roman. Se vede aici ceva descoperit recent, în anul 2000, este un opaiz roman. Noi arătat și o replică. Astea sunt prin diverse muzee. Vârful muntelui va dispare și noi, unde avem cariera deschisă, de fapt, a fost ceea ce mai prezentăm în aceste fotografii alb-negru. Deci, mineritul țărănesc se transmite din generație în generație, el nu se schimbă prea mult. Noi îl avem și într-un fotoreportaj care este cel puțin de talie națională. Aceste fotografii sunt realizate la Roșia Montană înainte de 1948. Este exact ceea ce Iona Gârbiceanu ne prezintă mai târziu și Joe Boxa vorbește despre această țară de piatră, vizitând inclusiv minele statului în 1937 și rămânând foarte impresionat de munca minerilor. Se observă în aceste fotografii că ne impresionează munca copiilor și adolescenții intră în subteranii, vedem cu coșurile în spinare și apoi secvențial mineritul despre care noi am vorbit pe parcursul vizitei, transmis din generație în generație, totdeauna cel tânăr are acel schimb de opinie despre care noi vorbim cu minerul mai în vârstă și apoi până la prelucrarea minereului în aceste săli, vedem cum se pregătesc pentru subteran, vedeți aceste lămpi cu carbide, deja este perioada interbelică, se pregătesc lămpile, vedem cum vor intra în subteran, se vor folosi materiale explozive, vedeți că minerul specializat își pregătește un cartuș, vedeți acolo cum lucrează el, pune praf de pușcă, apoi va introduce materialul exploziv în găuri și va face o explozie, va aprinde fitilul. Se observă apoi că trebuie să transportăm piatra, transportăm cu coșurile, folosim vagonetele și asta este, vedeți, truda, deznădejdea și încet, încet sărăcia celor care nu mai găsesc zonele bogate. Sunt foarte interesante, vedeți, secvențiale, artistice și documentare, toate etapele acestui minerit, prea mai sunt ramuri industriale sau economice să-și poată prezenta sub această formă trecutul istoric. Apoi avem și aici mai multe mojare, câteva fotografii cu aur nativ, observăm aici niște pepite aurifere de la Sibiu, de la Cluj, de la Brad, de la Baia Mare. Observați, așa arată bucățile mai mari de aur, este astăzi perfect vizibile prin diverse muzee, n-au decât câteva sute de grame de aur, să noi am pomenit despre cantități impresionante de zeci și zeci de kilograme, sute de tone de aur. Mojarele aici bine exemplificate, inclusiv mojarele de fier, observăm și minerii cum vor face prelucrarea cu, observăm aici niște fotografii inedite, autentice, cu sfărâmarea ritmică a minereului și apoi măcinarea fină și alegerea aurului cu
Șaitrocul, în sala 3, ne prezintă prelucrarea minereului. Avem o registră completă și aici avem și, vedem, fotografii cu această metodă tradițională, acest șaitroc elegant, frumos, cu dexteritate și multă răbdare, manevrat, cel tânăr învățând de la minerul mai în vârstă cum să aleagă metalul prețios care se va aduna în capătul închis al șaitrocului în partea inferioară unde avem și o adâncitură. Fotografiile sunt din 1935 cu aceste imagini deosebite care finalizează munca minerului. Ultima etapă fiind această extragere a aurului. Noi avem aici o fotografie în 1935, se observă acolo un pic de aur față de nisip. Deci nisip și niște firișoare, niște paiete foarte fine de aur, un bun miner acolo care arată și celui mai tânăr cum să facă alegerea aurului. Pe cursurile râurilor se observă aici niște fotografii. Avem aici cu pânză de pantalon țărănești, toate imagine de aici ne prezintă aurul aluvionar. Este o metodă veche, poate ne amintim de lâna de aur, de iason, de regele Aiete și de argonauți. Nici nu trebuie mers în mină, aurul se găsește în râu. Aici sunt niște fotografii realizate pe Valea Arieșului sau pe Valea Brudelului. Pânză de pantalon țărănești sau blană de oaie, aurul este prins de pânză, este prins de lână și apoi din nou se face separarea gravitațională cu șaitrocul. Sunt și niște fotografii excepționale cu șteampurile. Aici sunt imagini inedite cu aceste utilaje despre care noi am vorbit că la incinta complexului muzeal sunt în replică. Aici sunt fotografii autentice. Vedeți câteodată în spatele casei avem șteampul, avem gospodăria, avem intrarea mină undeva în spatele casei și efectiv prelucrarea. Sunt fotografii care surprind șteampurile de lemn care dispar. Am vorbit despre faptul că după 1948 aceste instalații au dispărut. Niște hărți cu toate rețeaua de galerii ne prezintă multitudinea lucrărilor minere. Noi pe această hartă care cuprinde tot zăcământul vizităm 2 cm. Suntem aici într-o zonă a sediului întreprinderii miniere. Noi am fost ca niște furnicuțe a sediului imens Mușuroi. Observați cât de amplu este zăcământul. Este o suprafață de 1600 de hectare. Cele două corpuri muntoase din prima sală sunt aici secționate orizontal. Și apoi avem și o secțiune pe verticală cu cele de corpuri muntoase ale primei săli. Mina muzeu pe această hartă este vizitabilă 1 cm. Deci multitudinea de galerii se observă în toate masivele muntoase și apoi o exploatare la suprafață pe acea zisă cetate romană cu utilaje pe care le prezentăm aici scurt, ultimele metode specific cu sfârșitul anilor 90 și puterea anilor 2000. Cam asta aveți de văzut la noi, să apreciați aurul și mai mult decât ați făcut-o până acum, când vă cumpărați metal prețios, când vă uitați la el, să vă gândiți că de la noi din țară putem vorbi că este cel mai real și valoros activ financiar pe care le știe omul pe planet. Vă mai așteptăm și altă dată, cu mare drag, să culegem aur la Roșia Montană. Mulțumim pentru tot.